Bună, Leu și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 17-23 iunie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Leu, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal, acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Leu în această săptămână. Bun. În primul rând, dragilei, este o săptămână cu ușoară confuzie privind prietenii, privind banii și aici chiar mă gândeam la voi exact înainte să încep previziunile și simt eu o să vă transmit că trebuie să fiți atenți săptămâna aceasta fără supărare cât cheltuiți cu prieteni, Da? sau cât cheltuiți, pentru că o să fie tot felul de tentații. Eu vă văd așa un adunări de oameni uh, în perioada asta, nu știu, ședințe, prieteni, călătoriți, mergeți undeva și trebuie să fiți atenți cât cheltuiți. Da? Uh, încercați să mai puneți puțin stop anumitor tentații. Da? Unii lei posibil chiar să vă simțiți înșelați de prieteni, de la bani sau să nu vă simțiți apreciați. Unii puteți avea mici mari conflicte în relația cu aceștia. Deci, din nou, mai multă atenție pe partea aceasta, însă leul săptămâna aceasta reușește să-și găsească liniștea și pacea, pentru că venus și cu mercur intră în zodia aracului și asta înseamnă o perioadă foarte bună pentru leu de retragere de meditație, o perioadă de liniște venus acolo să știi că ți aduce vindecare cât o să rămână, deci toată luna iunie e despre vindecare, vindecare emoțională, vindecare uh, fizică, da, medicală. Tot Venus acolo, uite, poate aduce iubiri de prin trecut, dar poate și eu și o mică mare suferință prin dragoste. Nu neapărat că se întâmplă ceva, ci pur și simplu poate să fie o stare așa ciudată. Leul trebuie să accepte niște schimbări care apar da, pe tranzitul lui Venus acolo. Vezi că unii poate e imposibil să mai fie nevoie să lăsați puțin rudele alea deoparte. Deci e important acest aspect și mai mult decât atât, Leul trece printr-o perioadă de liniște, de odihnă, poate uite, este o perioadă în care o să vrei să studiezi mai mult ideea de dragoste, să vezi de ce ai suferit, de ce n-a funcționat, nu știu ce relație. Alții poate în perioada următoare o să căutați tot felul de soluții care să vă ajute să vă vindecați, să vă liniștiți. Și uite, tot săptămâna aceasta Vine și cu un moment de mică mare confuzie pentru tine, privind viitorul tău, la modul general vorbind, poate e viitorul financiar, poate este vorba despre viitorul unei relații, viitorul unei situații importante, viitorul unui proiect. Da? Și tot săptămâna aceasta, uite, avem pe 20 iunie solstițiul de vară și anume soarele guvernatorul tău intră în zodia racului și începe sezonul lor anul ăsta mai devreme. Și pentru leu este o perioadă bună de odihnă, de pace, de liniște. Este o perioadă bună în care te relaxezi. E o perioadă bună să dai un pas în spate. Este o perioadă bună pentru leu să să ți iei concediu. Da? Nu toată lumea poate să-și ia concediu, dar este o perioadă așa în care e bine să mai stai așa deoparte. Da? Și timp de un an de zile, asta până începe sezonul tău, până începe zodiata, spre final de iulie, dar uh, pentru Leu e foarte important, atenție, următorul aspect, și anume, uh, timp de jumătate de an, un an de zile, relațiile tale să știi că vor trece prin niște schimbări majore absolut majore. Uh, nu știu, unii -i vă căsătoriți, alții vă separați, da? Uh, tot felul de lucruri de genul acesta. Doar că această purificare care urmează pentru leu, pur și simplu e benefică, pentru că îți va crește încrederea în tine, te va ajuta foarte mult. Tot pentru tine, uite, discutăm despre um, o săptămână în care poți să afli și niște secrete în legătură cu un șef sau în legătură cu o persoană importantă. Deci poate omul ăsta zice ceva, se întâmplă ceva și de acolo apar multe schimbări. Pentru că uite, spre final de săptămână avem lună plină în Capricorn. Este o lună plină puternică, pentru tine din nou se recomandă odihnă și este despre finalizarea unei etape legate de muncă sau legate de sănătate unii poate vă gândiți să vă schimbați rutina zilnică. Da? Hai să vedem, dragi și tarotul, și tarotul, și oracolul, ce transmite, ce trebuie voi să știți. Vestea cea bună, cifra 3, foarte importantă pentru tine. Culorile importante, portocaliu, albastru, galben, mov. Iar Arhanghelul Gabriel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare sunt prin excelență mesagerul divin. Ai încredere, aduc numai vești bune în viața ta, să des cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Frumos! Deci, leul primește vești bune săptămâna aceasta, sunt vești cu răsunet, sunt vești absolut fantastice. Și hai să vedem tarotul ce transmite pentru tine, ce trebuie să știi. 17-23 iunie pentru leu. Noi începuturi, e luna asta plină, dar e și cu noi începuturi, să știi. 6 de monede, 8 de monede, nu știu, sunteți prinsi pe muncă săptămâna aceasta, vă întoarceți la muncă hm. pentru alți lei, poate să fie. Aici și ceva legat de o sumă de bani pe care o primiți sau o sumă de bani pe care o dați este o săptămână de muncă, este o săptămână uh, în care vă concentrați mult pe detalii, da, poate vreți să reparați ceva sau poate unii lei. Um, faceți lucruri pentru sufletelul vostru doi de spade este o lipsă de comunicare aici între tine și cineva anume. Tot săptămâna aceasta înseamnă un moment de pauză, dar poate este și o săptămână în care nu e nevoie de vorbe foarte multă, pentru că lucrurile pot decurge de la, de la sine. La baza manifestărilor tale avem asul de cupe și interesant e că e și magicianul și nebunul. Eu cred că tu săptămâna asta îți dai o resetare, un nou, un nou sentiment pe care îl ai, o nouă emoție care apare, poate să fie și o veste bună pe care o primești, Însă este și un moment pentru leu în care te gândești serios da, să faci ceva nou, te gândești serios să mergi într-o nouă direcție, poate te îndrăgostești, cine știe. Uh, magicianul în inima ta, deci aici leul e ocupat și pe casă, pe familie. Ai ceva acolo de reparat, ai ceva de rezolvat. Uh, unii cu siguranță reușit săptămâna aceasta, Să vă eliberați de o povară, e ceva ce atârnă greu. E ceva ce atârnă greu. Uh, unii este adevărat că în perioada asta e posibil să rămâneți așa destul de surprinși de anumite rude din jurul vostru, da persoane apropiate persoane de suflet. Dar parcă pregătește aici o surpriză cuiva. Tu ai în minte uite nebunul deci tu ai în minte un nou început un nou drum. Foarte mult curaj văd aici foarte multă pasiune, nebunul înseamnă eliberare, nebunul înseamnă curaj, nebunul înseamnă asumare. Da? Uh. Mai simt să, nu- neapărat că înseamnă asumare, dar uite și coptul ăsta de monede, parcă nu știu, ți-a venit o idee genială și zici gata, risc tot îmi asum tot înainte, nu mă mai interesează nimeni și nimic. Hai să vedem trei de spade. Trei de spade aici înseamnă cineva care e cu inima frântă. Poate este vorba despre o persoană care e mai tristă sau e cineva care uh, e mai sensibil din fire. Pentru că apoi avem zecele leștă de băte, care înseamnă faptul că cineva se simte foarte apăsat. Prietenii sunt foarte aglomerați săptămâna aceasta, rudele, partenerul, oamenii din jur, da, trec prin momente complicate. În special, uite, m-aș gândi la un bărbat din jurul tău care trece prin niște momente dificile. Mai văd aici o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Regele ăsta de monede, să știi că înseamnă și stabilitate foarte mare. Da? la muncă, uite, poți să primești o veste bună în legătură cu avansare, în legătură cu un loc de muncă. Unii lei aici, aveți o persoană care trece printr-un moment complicat din punct de vedere emoțional, din punct de vedere personal și parcă e nevoie să fiți cei care ă, ajutați. Da? Alții poate din contra, așa cum am zis, sunteți treziți la realitate și atunci vă dați seama unde anume să vă mai puneți energia de acum și unde nu. Dragii lei, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, Îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru leu în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.